sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli că în Timișoara sunt șapte cluburi care nu au aviz de funcționare din partea pompierilor. Reprezentanții ISU Banat se agață însă de proceduri și nu vor să facă publice numele celor care își pun clienții în pericol. Afli apoi povestea unui paznic de autostradă, prins în timp ce fura motorină din utilajele pe care trebuia să le păzească. Și asta nu e tot. La final vorbim despre cea mai recentă acțiune a polițiștilor din Timiș. Sute de oameni ai legii au ieșit în weekend pe străzi. Tragedia petrecută vineri seară în clubul colectiv din București ar putea oricând să se repete la Timișoara. În orașul de pe Bega, spun surse din cadrul ISU, sunt șapte cluburi care nu au aviz de funcționare din partea pompierilor. Adică acele locuri nu sunt sigure pentru clienți în cazul unui incendiu, au tras concluziile specialiștii. Reprezentanții ISU Banat se agață însă de proceduri și refuză să transmită publicului numele cluburilor din Timișoara care își pun clienții în pericol. Ies însă în față cu numărul amenzilor date, dar și cu numărul controleror făcute de la începutul anului și până acum, pe această linie. Cei de la ISU se laudă chiar că au făcut 86 de controle la cluburi, discoteți și unități de alimentație publică și au dat amenzi de 73.000 de lei. Ocupație ilegală pentru un paznic al șantierului de pe autostrada Timișoara-Lugoj. Omul fura motorină din utilajele pe care chiar el ar fi trebuit să le păzească. Polițiștii au aflat în acest weekend toată povestea. Ei l-au prins pe bărbat în flagrant, în timp ce fura din rezervoarele utilajelor. În total, acesta a reușit să fure 180 de litri de combustibil, recuperat ulterior de polițiști. Mai mult, bărbatul avea acasă și 60 de stâlpi metalici, pe care i-a furat tot de pe șantier. El este cercetat acum pentru furt calificat. A fost weekend plin pentru polițiștii din Timiș. Sute de oameni ai legii au fost în stradă în ultimele trei zile și au amendat tot ce a mișcat. În total, agenții au aplicat aproape 700 de amenzi, dintre care jumătate pentru depășirea limitelor legale de viteză. Valoarea totală a sancțiunilor depășește 135.000 de lei. Mai mult, 35 de șoferi au rămas pietoni, iar 9 au rămas și fără certificatele de înmatriculare ale mașinilor. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci rămâi pe tiom.ro